Acum noi o să vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos. Și ca să vorbim despre nașterea Domnului Iisus Hristos, trebuie să începem de ce s-a născut Hristos și cum s-a născut și pentru ce s-a născut Hristos. Și atunci trebuie să o luăm de la Adam. Se naște Hristos, Dumnezeu, și cum se naște? Se naște pentru că Dumnezeu, după când a văzut toate păcatele lumii, a strâns toate cetele cerului, îngerești, și a întrebat cine și asumă ca să curețe pământul și ca să îndrepte pământul, să mântuiască pământul de păcatele oamenilor. Și nici una din cetele și în puterile cerești nu și-a asumat toate puterile cerești și tot cerul a tăcut. Atunci Hristos, Dumnezeu, din iubire de oameni, s-a născut Hristos. Și cum s-a născut? El s-a născut în om, în cea mai curată și mai cinstită ființă de pe pământ, Fecioara Maria, și după ce s-a născut, ca dovadă s-a născut prin om, s-a făcut om, a murit, s-a făcut Dumnezeu și a înviat, ca să arate Dumnezeu că noi ne putem îndumnezei și noi. Adică din om s-a făcut iar Dumnezeu. Cu alte cuvinte, și noi putem fi îndumnezeiți. Asta ne arată Dumnezeu prin Hristos care se naște și devine din nou Dumnezeu. Asta este de fapt o istorie ca să înțelegem cum a venit Hristos. El a venit din iubire de oameni. Deci Hristos vine pentru că nimeni nu și-a asumat, iar Dumnezeu care este iubire și-a asumat prin Fiul lui Iisus Hristos care să sufere, să răsignească ca să ne mântuiască păcatul nostru. Ca iubire vine. Vezi? Că de aia se spune, domne, de când a venit Hristos, care a venit la să împlinească legea, el a venit, pentru că până atunci era legea, respectai legea. Când a venit Hristos, a zis, legea se împlinește prin dragoste, prin iubire. Adică nu e numai respectarea legii, că, domne, respect legile omenești, respect toate legile civile, penale, toate, și eu sunt o persoană morală. Da. Tu ești o persoană morală, e adevărat, toate legile le respecti, degeaba. Dacă nu o respecti și dacă nu o împlinești cu dragostea, care este, asta e legea lui Hristos, el a venit cu legea asta, dragostea, asta e legea lui cea mai tare, dragostea și iubirea. Că le-a spus la apostoli, poruncă nouă dau vouă, să vă iubiți unul pe altul. Mai mult decât atât, spune așa, prin asta să fiți voi cunoscuți că sunteți ucenicii mei. Prin a vă iubi unul pe altul. Deci nu spune, duceți-vă, că au făcut minuni. Nu spune, duceți-vă, mutați munții, duceți-vă, însănătociți bolnavi. Nu zice, înviați morții. Nu zice, faceți minuni. Deci, iubirea, prin iubire să fiți cunoscuți, nu prin minuni, nu prin învierea morților. Deci, cu alte cuvinte, iubirea este mai puternică decât toate. Dragostea e mai mare decât învierea. Dacă iubești și dacă ai dragoste, ești mai puternic, e carisma mai mare decât învierea morților. Așa zice Hristos, vine ca dragoste.